un invitat care o să schimbe modul în care cumpărăm printr-o aplicație și am să vă rog să ne întâlnim călduros pe Alexandru Plin de la Shopping Global. Bună ziua! Cred că e în fața voastră. Revin. După? Ca să încep pe un ton foarte pozitiv, în primul rând mă bucur foarte mult să fiu alături de voi. Să rămână mamă. Bat prea puternic reflectoarele pe mine. Mă numesc Alexandru Prinț, reprezint Shopping Global. Suntem o companie, suntem o echipă, de fapt, cărora inovația, ne place să spunem că ne curge prin sânge, face parte din ADN-ul nostru. Îi mulțumesc lui Ionuț pentru deschiderea frumoasă a prezentării noastre. Eu o să-i spun lui Ionuț că noi credem în online foarte mult. Sunt sigur că și voi din sală credeți în online la fel de mult precum credem și noi. Prezentarea noastră, de fapt, aplicația noastră, conceptul pe care o să vi-l prezentăm astăzi, este de fapt o schimbare care se va petrece cât de curând în mentalitatea, în modul în care clienții decid să cumpere. Aplicația noastră Shopee se bazează pe un concept pe care cu siguranță îl cunoașteți cu toții, care se numește Word of Mouth. Ați auzit de Word of Mouth? Și noi. Ce înseamnă, până la urmă, word of mouth marketing din punctul nostru de vedere? Vrem să translatăm puțin modul în care piața percepe colectarea datelor clienților, prin ce? Prin like-urile de pe Facebook și așa mai departe, care nu generează, până la urmă, un engagement real al clienților față de companii, către partea de conectare. Cum funcționează word of mouth? De fiecare dată, și aici o să revin puțin la prezentarea lui Ionuț, de fiecare dată când decidem să cumpărăm ceva, indiferent că vedem pe televizor, vedem pe print, auzim la radio o anumită reclamă, decizia finală se face printr-un research. Intrăm pe un site, în cazul în care vrei să-ți cumperi un mobil, nu ți-l cumperi direct, că ai văzut reclamă la Samsung Galaxy S4. Te duci și vezi ce scriu utilizatorii despre Samsung, corect? Sau despre iPhone 6. Am văzut foarte mult reclamele cu iPhone-ul care se îndoia și țâșnea din carcasă. Ridica semne de întrebare. Până la urmă, decizia se ia pe baza feedback-ului pe care îl preiei despre produsul respectiv din mediul online. Pentru că e cel mai rapid, dacă vorbesc prea tare, să-mi spuneți că tot mai departe, că vocea se asociază și cu mărimea până la urmă. Cu mărimea mea. Deci, decizia de cumpărare se ia după ce, într-adevăr, vezi reclama la produsul respectiv, dar faci un research amănunțit ca să dai seama dacă se potrivește sau nu cu stilul tău. Dacă recenziile despre el sunt bune, dacă produsul are calitățile care le aștept să le aibă. Tocmai aici intervenim noi. Și de ce considerăm că Shopee este un hit, nu că va fi un hit? Pentru că încercăm să aducem aceste recomandări reale, acest cuvânt din gură în gură al clienților, al utilizatorilor, într-un mod cât se poate de frumos, social, într-un mod ușor digerabil de către utilizatori. Care a fost prima etapă care am decis să implementăm prin Shop? Toate pozele care se făceau cu telefoane mobile, cu mâncăruri, cu haine și așa mai departe, în rețeaua noastră de parteneri sunt recompensate. Discounturi, diverse premii și așa mai departe. În așa fel încât companiile, în momentul în care comunică cu utilizatorilor, se recompenseze pentru a putea să dea feedback-uri mai departe către prietenii lor. Printr-o simplă fotografie beneficiezi de discounturi, totdeauna pe platforma noastră vor fi cele mai cool branduri, avem deja în jur de 30 sau 40 de parteneri după o lună și jumătate de funcționare, inclusiv campanii derulate cu branduri importante. Dar cel mai important pentru oamenii din sala asta, pentru că sunteți toți oameni de marketing, de PR, de comunicare, de vânzări până la urmă, este faptul că e un canal de marketare gratuit pentru toată lumea. Este gratuit și pentru utilizatori, este gratuit și pentru companii. Este o reclamă non-invazivă, o reclamă personală. Ce reclamă poate fi mai bună decât feedback-ul pe care îl preiei de la un prieten și care îl vezi pe pagina lui de Facebook? Uite cât de mișto m-am îmbrăcat de la Lee Cooper. Ia uite cât de cool îmi stă cu șapca asta. Activitate pentru care l-a fost recompensat. E o reclamă personală. E privită ca non-invazivă, e privită ca o recomandare de la un prieten.
Call to action. Call to action rapid. În momentul în care percep această recomandare ca mi-ar plăcea și mie să o am, cu siguranță decizia de cumpărare intervine mult mai rapid. Bineînțeles, la nivel macro, am introdus în Shopee o componentă relativ interesantă. Fiecare brand pe care îl avem partener are wall-ul lui, wall-ul propriu. Diferența între wall-ul Shopee și wall-ul Facebook, ca să zic așa, este faptul că acest wall este făcut din poze reale. Poze făcute de clienții tăi, care sunt îmbrăcați cu hainele tale, care poartă pantofii tăi, care îți fac reclamă la telefoanele tale și așa mai departe. Descrind ei în cuvinte proprii ce înseamnă acel telefon pentru el sau cât de mult îi place pantalonul de la Lee Cooper. Vă vom arăta și aplicația în câteva minute. Așa. Iar pentru user este o rețea socială unde recomandările și feedback-ul real către prieteni este recompensat. De ce spunem treaba asta? Shopee este legat în timp real cu principala rețea de socializare a momentului, respectiv cu Facebook. Orice poză pe care ai pus-o în Shopee, ca o recomandare reală, probabil unii deja downloadat Shopee, vedeți, atent. Ce vorbește bărbosul ăsta acolo? Orice poză pe care o faci în Shopee și o pui pe wall-ul din Shopee este pusă în timp real și pe wall-ul din Facebook. Ca niște cifre finale, ca să vă dați seama de anvergura pe care a prins-o Shopee într-un timp relativ scurt, gândiți-vă că într-o lună și jumătate de activitate avem 12.000 de useri, avem 3.000 de fotografii efectuate și reduceri de 1.000 de lei. Am făcut niște calcule în funcție de produsele partenerilor noștri și de locațiile în care s-au făcut pozele. Am mers pe un discount mediu de 5 lei pe care l-a câștigat fiecare user și putem spune că după o lună și jumătate de funcționare avem aproximativ 15.000 de lei, 15.000 de lei acordate ca discount userilor. Ca și comparație, probabil știți, la nivel de piață există mai multe aplicații care se ocupă de partea de discounturi. Noi nu suntem asta. Lăsați-ne să vă arătăm ce înseamnă Shopee. Mulțumesc, Marius. Asta este Shopee. Ceea ce vedeți în fața voastră pe ecran este wall-ul principal al aplicației, care probabil la prima vedere vi se va părea că seamănă într-o oarecare măsură cu Instagram. Este o aplicație care este un wall, de fapt, care încearcă să fie cât se poate de prietenos cu userii, să le aducă un sentiment de familiaritate cu rețelele sociale importante ale momentului. Pozele care le vedeți făcute aici sunt poze făcute pe wall-ul principal de user în locațiile partenere. Poze cu mâncare, pentru că avem foarte multe restaurante partenere. Poze cu haine și așa mai departe. Haideți să vă arăt partea de partenere. În laterală, partenerii Shopee. Intrăm pe unul dintre parteneri, de exemplu pe Lee Cooper. La fel ca în orice aplicație socială, există posibilitatea să dai follow sau unfollow la un brand partener. În partea de sus vezi câți useri au făcut cumpărături, respectiv au postat în Shopee, respectiv 44 de oameni care au avut 67 de postări, ceea ce duce media de postare în jur de 1,5, deci nu au cumpărat doar o singură dată, și 396 de lături, pentru că pentru a translata acest sistem de word of mouth într-o rețea socială, trebuie să le dăm utilizatorilor tot cu ceea ce erau obișnuiți în rețele sociale, love-uri, comment-uri, share-uri și așa mai departe. Pozele care le vedeți sunt poze făcute de utilizatori. Așa au văzut ei să promoveze brandurile lor favorite. Așa arată o pereche de pantofi, haine, o să vedeți manichine reale, alți pantofi, se pare că le plac foarte mult pantofii. Toate pozele care le vedeți aici, o să mai intru încă la un partener din domeniul restaurantelor și apoi mă voi duce pe Facebook și veți vedea ce înseamnă de fapt translatarea acestui model în Facebook. La partea de parteneri restaurante, intrăm pe primul, Bellini. Probabil ați auzit de Bellini, de restaurantul Bellini, partener Shopee. Alte poze făcute de utilizatori la restaurantul Bellini, care promovează efectiv produsele pe care le-au mâncat acolo. Tiramisu cu fructe de pădure și așa mai departe. Am avut un studiu de caz, la întâlnirea anterioară, am avut un studiu de caz cu un restaurant numit Gato, în care comportamentul clienților lor s-a modificat, în sensul că au fost clienți care au venit cu telefonul în locație și au comandat după poza numărul 27, că acel utilizator care o recomandase pe Facebook n-a pus numele. Arăta genial mâncarea de acolo și a venit userul și a spus, user, nu ne răspunde user, clientul. A venit clientul și a spus, vreau și eu asta.
Adică, nu vă arăt că vedeți în spate pe ecran. Vreau și o pizza asta cu de toate. Puterea modelului este fantastică. Rata de asimilare este incredibilă. O să facem o ușoară translatare. Hai să încercăm să o facem ușor. Să vedem cum funcționează. Ok? Am pornit camera. O întreb către voi. Toată lumea spune brânză. Cașcavală. Selectăm locația. Cred că avem pus biz de zilele biz. Deci asta să vedem. Zilele biz. Ok? Ne arată un card. Acest card este folosit la partener tocmai pentru a obține discountul în urma efectuării pozei. Aici am implementat inclusiv noțiuni de gamification. Cardurile sunt pe culori diferite. Carduri bronz, gold, silver, black și așa mai departe, care dau discounturi suplimentare cu cât mai multă activitate la partenerii respectivi. În acest moment poza a apărut pe All-ul Shopping. Vă vedeți cu toții aici, spunând cașcaval. Iar dacă mă duc pe Facebook-ul meu, merge mai greu Facebook-ul decât Shopee. Și se încarcă. Intrăm frumos pe AliExpress. Scrie ceva de politică? Da? Nu uitați acolo. Trecem mai departe la mine. Asta sunt eu, ok? Cu biciclete și cu alte nebunii pe acolo. Toate chestiile care îmi plac mie și prietenii mei. Și, bineînțeles, poza făcută aici în sală. N-am completat nimic la text pentru că mi-am fost lene și nu am putut să o fac în fața voastră, dar puteam să pun un mesaj foarte frumos de genul cât de mișto e la zilele biz, ok? Aplicația automat mi-a făcut check-in. După cum vedeți pe wall-ul meu, a făcut automat check-in, deci combină, după cum v-am spus, toate facilitățile foarte utile și uzitate de către utilizatori pe platformele sociale. Iar prietenii mei vor vedea această poză ca și cum eu am participat la zilele biz și mi-a plăcut foarte mult. Mai ales dacă pun și un mesaj și nu-l las cu Shopee zilele biz. Ok? La zilele biz? Semnificativ. Să mergem puțin mai departe și cu asta o să închei și o să intrăm la partea de întrebări și răspunsuri, că am tendința să depășesc timpul dacă mă iau cu vorba. Partenerii noștri, pentru a ne fi cât mai ușor și avea un business cât se poate de flexibil și ușor scalabil, partenerilor le-am, ca să zic așa, construit o interfață de raportare, cât se poate de simplu, în care au acces la tot. Marius, te rog, punem și mie un user și o parolă către cel care te pricep la toate. Ce se întâmplă aici? Toți partenerii noștri văd câte poze s-au făcut în locația lor. Mi-ai dat o inimioară? Yes! Un love. Dă-mi și un friend request. Amen. Ok. Asta este interfața de raportare. Pe ce compania Mitra? Pe GAP. GAP este partenerul de care v-am spus că li s-a schimbat unora dintre clienți modul de cumpărare luând direct din aplicație. Gata ce poate să vadă. Pe lângă faptul că poate să ruleze o multitudine de rapoarte din lateral, unde poate să seteze singur campanii și să vadă rapoarte, creștere, număr de user și așa mai departe, el poate să vadă câți cumpărători au avut într-o perioadă anume selectată, câte shop-uri au fost făcute poze și care a fost reach-ul pozelor. Aplicația măsoară inclusiv câte expuneri a avut poza în mediul online Shopee plus Facebook. Mai jos, vede inclusiv pozele care au fost făcute în locația lui. În așa fel încât partenerii să nu ne sună, să ne spună, băi, dar la mine câte poze s-au făcut și cum arată. Cam asta este Shopee. Ne place să credem că Shopee va schimba, nu ne place, suntem siguri că Shopee va schimba până la urmă modul în care oamenii decid să cumpere. Credem cu siguranță că Shopee va avea un impact destul de puternic în mediul social, în mediul platformelor sociale și cu siguranță în mixul de marketing al companiilor. Să nu uităm că la momentul ăsta, până la urmă, Shopee este un mod gratuit în care poți să-ți ajungi, să-ți atragi cât se poate de mult user și să le generezi un engagement care depășește până la urmă puterea oricărui incentiv existent la momentul ăsta pe piață. Vă mulțumesc! Întrebări? Întrebări, da. Avem și întrebări. Prezent. Bună! Bună! Încă o dată, foarte tare ideea. Cred că o să iei pâinea de la gură a blogărilor de fashion foarte curând. Întrebare.
domeniile către care te îndrepți? Deci am văzut restaurante, mă rog, food și fashion, alte domenii? Aplicația, în general, întrebarea de este foarte bună, ca de obicei, adresez întrebările. Aplicația, în general, se adresează întregului lifestyle. Deci se adresează pe tot ce înseamnă lifestyle. Avem de la spălătorie auto, n-am ajuns acolo, dar avem clienți inclusiv spălătorie auto, până la restaurante, pizzerii, magazine, unicat, pentru casă și așa mai departe. Care este partea cea mai interesantă? Partea cea mai interesantă este că partenerii pot intra singuri. În condițiile în care totul este gratuit, partenerul are un buton, nu vi l-am mai arătat de timp, este foarte limitat și a trebuit să fiu succint să spun totul foarte repede. Partenerii au posibilitatea ca direct din aplicație să apese pe un buton, să se logheze, să-și facă cont, noi îi aprobăm și în momentul 2 sunt deja operaționale în lista de parteneri shop. Fără niciun contract sau alte elemente care să îngreuneze procesul prin care companiile vor să comunice cu userilor, clienților. Puh. Next question. Care este politica comenturilor? Postările făcute. Există libertate de primă ca pe orice altă pagină? Foarte bună. Cum ați negociat lucrurile pe partenerii pentru? Foarte bună întrebare. Avem, în aplicație există un mecanism care sortează cuvintele obscene. Deci avem până acum, nu ne-am dat seama că sunt așa de multe. Deci au apărut atât de multe jurături legate de atât de multe componente ale vieții de zi cu zi, încât a trebuit să facem acest filtru cât se poate de avansat, care taie orice fel de coment obscen. Nu putem să ne permitem să avem obscenități în aplicație, mai ales când avem parteneri importanți. Probabil ați văzut acolo Lee Cooper. Sunt parteneri mari, plus restaurante destul de importante și mari din București. Și mai urmează, că e doar începutul. Există un algoritm care elimină tot ce înseamnă obscenități, dar există și o echipă care analizează până la urmă inclusiv imaginile. Pentru că la imagine este destul de greu să elimini o imagine care, să spunem, care are potențial de fi obscenă. Și atunci mai avem doi oameni care verifică și imagine, să ne asigurăm că nu se fac asocieri de genul Lee Cooper și apare cineva... Ok? Dar, în general, până acum n-am avut niciun caz de genul ăsta și pot să vă spun că ultimul contract care l-am avut, ultima campanie care am făcut, am făcut-o cu Clubul Steaua. Am avut foarte mare emoție, pentru că Steaua a vrut să facă o campanie prin noi în care să dea un tricou semnat de întreaga echipă fanilor. Arată că ești suporter, I love Steaua, să numea. Arată că ești suporter Steaua și câștigi un tricou semnat de întreaga echipă. Am avut emoții 2 săptămâni, adică am stat non-stop pe aplicație, că ne așteptam să apară acolo, inimaginabil. Ziam speaker-ul. Dar până la urmă a fost în regulă. Algoritmul ne-a ajutat să nu avem obscenități și noi suntem tot timpul foarte atenți la contentul din aplicație. Am să te rog să fie mai scurte întrebările. Mai avem 2, Andra. Nu mai întreb? Nu. Are Liviu aici în față, în prima bancă. Liviu Zavier de la Next Advertising. Cum faceți bani? Cât de bine așteptam întrebarea asta. Evident, totul e gratuit, dar cine câștigă până la urmă? Cu siguranță, cunoașteți toate modelele de succes de până acum. WhatsApp, Twitter și așa mai departe. Modele în cărora tuturor le-au adresat întrebarea asta, dar băi, stai un pic, voi cum faceți bani? Adică, what? Da, e o întrebare foarte bună. Sunt multiple pârghii de monetizare de care nu vrem să abuzăm la momentul ăsta. Deci Shopee permite foarte multe pârghii de monetizare. De la partea de statistici, care, na, conform legii nu putem să le folosim ca date personale, dar avem statistici complexe în spate, până la partea de campanii ulterior făcute special cu anumiți parteneri și așa mai departe. Dar pentru o bună bucată de timp, bună bucată de timp, Shopee o să fie un canal free-for-all. Ultima întrebare. Am înțeles că aplicația este adresată în principal mediului de social, dar mă gândeam, mi-am descărcat aplicația și nu vreau să mă loghez cu contul de Facebook. Ce se întâmplă? Da, o altă întrebare nu bună. Nu vreau să vă șeruiesc datele mele și nici nu știu ce mai cerează acolo la toate like-urile pe care le dau adresa de mail și mai nu știu ce. Da. Dar face Shopee. Și nu. Partea de Facebook... Clienților mei. În asta mă rog. Yes. Asta e un lucru bun. Ne vom gândi cu siguranță la o metodă alternativă de logare. Am ales la început partea de Facebook pentru că abordarea Shopee este o abordare duală. Adică pentru a avea o expunere cât mai mare, folosim platforma socială numărul 1 a momentului, unde avem o serie de algoritmi care ne poziționează extrem de bine în Facebook. Cu siguranță sunteți cu toții la curent cu ce s-a întâmplat în Facebook în ultima perioadă.
în care textul este scos în spate și tot ce înseamnă picture content este împins în față. Adică avem un reach incredibil, ținând cont că noi suntem content picture fully enabled. Ok? Da, partea de Facebook este singura modalitate de logare, tocmai datorită acestui canal dualist pe care îl folosim și Shopee plus Facebook. În viitor ne vom gândi, în momentul în care vom trece de masa critică de user, că avem niște target-uri și ne este tare de să ajungem, când vom trece de o anumită masă critică, ne vom gândi și la metode alternative de logare. Dar, pe logarea pe Facebook avem doar un minim de date. Dacă v-ați uitat cu atenție la logarea de Facebook, nu cerem o grămadă de date. Cerem doar friends list, pentru că aplicația are o componentă shopping care are lista de prieteni și avem nevoie de ea. Cerem date personale, gen e-mail, ca să putem să comunicăm prin newsletter cu tine ca utilizator, că avem niște newsletteri foarte cool. Okay? Și cam atât. Nume, prenume și locație. Pentru a putea să facem aceste analize, să vedem de unde ești, ce magazine sunt pe lângă tine și așa mai departe. În rest, nu accesăm la nicio altă dată personală a utilizatorului. Suntem și conform legii 777, cum sunt, procesator de date cu caracter personal, deci e absolut normal să avem confidențialitatea datelor. Da? Venitul mediu high și pe campanie integrată pe care am și testat-o online, integrat cu offline, oamenii sunt mai deschiși să-și lase, de exemplu, acesta de venit nume pe nume, decât de Facebook pe care îl considerăm mai personal. Așa este. Așa este. Mă rog, cunosc peste pe cei 12.000 de user până acum au venit cu conturile de pe ei. Mulțumim frumos, Alex. Mulțumesc și eu. Și pentru că am început cu un studiu al online-ului,